Da, suntem în direct la Fanatic Superliga, prima ediție. Iată, va fi o ediție cu totul specială. Rapid zdrobește cu scorul de 4-0 pe FCSB, liderul campionatului. O seară tristă, o seară dezamăgitoare pentru fanii FCSB-ului și o adevărată fiesta vișinie. 4-0, nu doar rezultatul este mega important, bineînțeles, și pentru moral și pentru spectacolul care a fost în această seară. Spectacol făcut în primul rând de băieții lui Bergodi, dar poate mai important este faptul că în acest moment Rapidul vine la 9 puncte. După înjumătățire o să rămână 4 puncte și practic lupta la titlu se relansează. Se relansează și pe fondul unui joc extrem, extrem de slab, mai mult decât dezamăgitor al vedetelor FCSB-ului, liderul campionatului, care, iată, pierd fără drept de apel. Legiunea Kosovară face legea, Bergodi face legea în acest derby. O adevărată nebunie. Probabil că până dimineață va fi petrecere în Giulești, așa cum bineînțeles că va fi și pe stadion. Adrian Ilie, Robert Niță și Andrei Vochin, toată lumea puțin șocată, proporțiile scorului, da? Asta a mirat foarte, foarte tare, iar dacă ne uităm în a doua repriză, mă rog, chiar și în prima, dar dacă ne uităm în a doua repriză, putea fi și mai rău. Robert, 4-0, nebunie, da? Iar Rapidul nu doar că vine la aceste 9 puncte care după înjumătățire vor fi 4, bineînțeles, cu avantaj pentru FCSB, dacă la final este egal, dar vedem un Rapid, mai ales în a doua repriză, dezlănțuit, în fața unui FCSB unde se vede, da, cât de important este Înghezan. Nu numai, pentru că FCSB-ul face un joc prost și la voluntar, face un meci prost și o primă repriză foarte proastă la voluntari, unde echipa este și condusă 1-0, joacă acasă, după aceea și obțin cele 3 puncte, dar nu după un joc solid. E la fel de adevărat că în momentul ăsta al campionatului te interesează punctele, nu cum joci, dar iată că Rapid, dacă scoatem din ecuație accidentul de la Iași, că s-a dovedit a fi un accident, este într-un platou de formă. Da. Chiar de mă gândeam victorii. la un titlu. Victoria este, are și valoare de simbol a Rapidului. Nu neapărat că au câștigat cu 4-0. Știți că era un cântec, Strada Speranței, la parter, nu? Practic, da. Și Rapidul, da, și CFR-ul după această victorie se mută din nou pe Strada Speranței. Îți dai seama că se poate. Îți dai seama că mai ai 2 meciuri contra FCSB-ul. Este echipa de pe primul loc. Este un rival tradițional al Rapidului. Câștigi categoric, dacă anul trecut au mai fost discuții la acel 5-1, că nu mai era un joc lipsit de importanță, veneau după o lovitură morală pierderea campionatului pentru al nu știu câtelea an la rând. Iată, acum când cele 3 puncte erau mult mai importante decât anul trecut, Rapid practic defilează, face legea, referitor la ce spunea și Adrian înainte de emisiune, duelurile 1 contra 1 sunt câștigate în proporție de 90% de jucătorii Rapidului, această tripletă în față care face diferența, cu un Anioane sigur, cu un Iacob fenomenal, cu un Bădescu care răsplătește încrederea domnului Bergodi. Practic, Rapidul câștigă în toate compartimentele, o echipă scurtă, la un moment dat un pressing cu 7 jucători în terenul advers. Cred că nu se pun numai prin prisma scorului. Scuză-mă, te întrerup puțin, îl avem la telefon pe domnul Becali, patronul FCSB-ului. Vă salut, domnul Becali. Vă salut. O seară dezamăgitoare? Da, rușinoasă, nu dezamăgitoare. Cum a fost? Cum s-a simțit? Vă simt din ton amărât. Ăsta e cuvântul. Nu, ce să fiu amărât. Ei au fost o echipă de fotbal, noi n-am fost. Ei și-au dat viața pe teren, au luptat, normal. Oman, dacă noi, Oman, Olaru, Băluță, Tavi Popescu, 0. Nu mai spun și Ternovan, că mă gândesc dacă mai intră el în poartă. Că la primul gol ăla ieși, mă, și prinde minge, ce faci? Aștept să-ți dea gol. Da, evoluție nereușită și a lui Ternovanul per tot. Păi nu, dar și primul gol și ăla, bă, colțul scurt al lui, nu știu ce are. Păi ieși, mă, păi mingea-i la el, uite-te, fii atent. Păi mingea lui, uite, mă, și prinde mingea, ce faci? Vino, mă, și dăm gol. Și mingea, uite. Ce întrează, uite, mingea ia la el. Vrea să iasă și se retrage, complet neinspirat. E nu că e neinspirat, e fricos. Uite, mingea-i mingea lui, ce-i cald, ce-i
N-am avut nici un jucător pe teren. Nimic n-am avut. Nu pot să spun de unul ceva. Nici un jucător. Coman le-a luat pe toate, nu se trage echipa după el să mai paseze. A început ca pe vremuri, driblează continuu tot dribbling. Bolaru, care capitanul echipei, zero nimic n-a făcut. Tavi nu mai spun, că Tavi, cred că bag unul de 16 ani. Tavi nu știu, să văd, nu am, să vedem. Nu l-am pe ăsta, pe Radaslavescu, dar să vedem, să găsim un puș pe acolo, nu știu, 16, 17. Da, dar Tavi s-a plimbat pe teren tot meciul. Modez, rău. Nu, dar ce parcă s-a ivat, s-a plimbat. Vorba că nici toate mingele le-a pierdut. Adică el crede că aici e la Floricele. Nu-i Floricele aici, nu ce face. E bă, jos de bărbății, nu. Înțeleg că nici Florinel nu v-a plăcut astăzi deloc. Dacă a fost zero și el, ce se placă? Ce? Da, el te-a străzit, că nu-i. Bun, dar domnul Vecali, să vă întreb ceva. Sunteți liderul campionatului, da? Un joc bun, un joc solid. Diferență mare de puncte. Ce s-a întâmplat totuși în seara asta? S-a întâmplat că noi ne-am crezut prea, cum să spun eu, prea puternici, prea cu nasul pe sus, prea... Asta. Și fiecare a jucat ce a vrut, cum a vrut. Nu s-a jucat combinativ. A intrat și la Luis Felipe. Dribling. Ia fără mingea, primit gol. Tavi Popescu primește o minge la golul 2, în centrul terenului, sare mingea din el. Nu știu. Adică a fost toate aiurea. Da. Asta e. E o lecție. Ce să faceți până la urmă, nu? Mergeți mai departe, nu? Păi da, ce? Acum ce să... Oricum avem 4 puncte. Și sunt 5, de fapt. Deci sunt 4 puncte. Și sunt campion normal la 4. Da. Așa e. Se poate folosi cuvântul în seara asta umilință sau un cuvânt prea dur? Păi nu, este umilință. Nu, ce cum să fie dur. Eu bat jocul, nu umilință. Ce ați simțit? Vă uitați la meci. Ce ați simțit? Ce să simți? N-ai ce să simți? Ce poți să simți dacă nu poți, de exemplu, să aleg un singur jucător din 11? Ce să simți? Dacă și toată lumea, și portarul, că dacă e prima repriză a fost a noastră. Înțelegi? Da. Prima repriză a fost a noastră, numai că a fost a greșeală acolo, turnovarul, care am luat golul, a zis, dai bă, dăm gol și te iese să prim mingea, dăm tu gol cu capul, Iacobe, știi? Mă dau aici să vedem ce stafă, eu l-aș băga pe Vlad. Pe cine? Pe Vlad. Pe Vlad. A, vreți să, da, vă gândiți să că i-a venit momentul și lui Vlad să apere, nu? Păi, normal, dacă, uite, ăsta-i gol să-l iei, uite. Care îl dă, nu știu, Krasniqi. Da. Nu? Krasniqi știi. Krasniqi. Am vorbit, trebuia să-l iau eu. Am vorbit la tine, la Fanatic, nu? Da, da, da. Ei, am vorbit cu cineva din staff, domne, că ăla nu joacă la CFR, cu putare ta la... Uite, Krasniqi. În viața mea, când vreau să iau un jucător, nu mai mă iau pe nimeni și nu mai mă iau. Da? Nu, ai... Care îi văd eu. Eu, țineți minte, da? Că la Fanatic v-am zis în emisiune. Dom'le, l-aveți pe Krasniqi dacă vreți pe masă. Păi nu știi că m-a zis Nelu da. Varga. Neluțu a zis, da, după aia a intrat în emisiune și a zis, da, dom'le, îl dau să vorbesc cu domnul Becali. Și mă rog, nu n-ați mai sunat. Mă rog, ce povestiți? Mi-au spus oamenii că joacă ne la CFR, ce să lei, că nu joacă la CFR, că unde să joace, că ce locul lui Poma, că e costare, că e costare. Să faci. Mai te consulți și cu staff-ul. Am înțeles. Deci nu vă mai luați după nimeni de acum. E subiect închis. Cu jucători care îi văd eu? Da. Niciodată. Deci Krasniqi era foarte bun la FCSB, nu, domn Becali? Bă, dar tu știi, n-a spus că e cel mai bun de la ei. Nu știu că am spus nimic. Ba da. Că nu joacă. Da.
Arbitrajul, avem ceva de discutat la Hațegan? Da. Ce să spui de arbitraj? Hațegan e arbitru de mare cale mondial. Deci arbitrajul impecabil, a? Da. Da. Vă simt supărat rău de tot, vă găsiți cu greu cuvintele. Nu, eu uite, de ce să fiu supărat? Am 4 puncte, pe ce să fiu supărat? Nu, adică... Păi ce să fiu, să fiu vesel că îmi primesc 4 de la Rapid? Da, ce așa. Ce vrei să fac? Cred că... Acum, să fac lume cu tine la 4-0, ce să fac? Da, exultă șucu, cred că. A, nu mă interesează pe mine de șucu. Nu mă interesează că echipa mea, jucătorii mei și Coma și Olaru, care trebuia să trage echipa, Olaru a fost șters, Coman, șters. Domnul Becali, a contat absența lui Inghezan atât de mult? M-a contat, pentru că toate pleacă de la 1-0. Toate pleacă și a contat cel mai mult bătaia ea lui Târnovan. Că de ce? Pentru că de la 1-0 intră în 0-0 la pauză, e altceva. Aia ne-am desfăcut. S-a întâmplat și s-a întâmplat. A contat, pentru că golul se dă de lângă Ovidiu Popescu, ai văzut. Da. Așa e, nu era o soluție, nu totuși Chiricheș, era prea crud, nu pentru un meci din ăsta, adică era prea... Eu am întrebat, ei au spus că n-are încă ritm de joc. Că la cum a arătat Ovidiu Popescu, parcă mai bine jucați cu Chiricheș. Păi mai bine jucam cu ăsta, cum îl cheamă? Aia l-am schimbat. Cu Alexandru. Ah, mai bine jucați cu Alexandru. Cu Alexandru și cu Baba. Bine, da. Mă, Horia. Și a fost, știi, o ambiție prostească, știi? Adică, mă, ai nevoie de un egal, joacă, mă, la egal. Nu? Păi, a cui a fost ambiția asta prostească? A fost ambiția mea, cui? Ah, am înțeles. Ați vrut să-i bateți, a? Am vrut să-i batem, am zis că suntem mult mai valoroși ca ei, așa am zis eu. I-am văzut la meciul cu Craiova și am zis că sunt slat. Înțelegi? Dar uite că nu sunt așa slat, că ne-au dat 4. Da. La pauză n-am văzut nicio schimbare, mi-a zis tocmai de asta că ați fost destul de mulțumit de prima repriză, nu? Păi la prima repriză am zis că întoarcem, pentru că prima repriză a fost a noastră, a fost pe departe prima repriză noastră. Deci, ei doar au dat, ei doar primul șut pe poartă, a fost gol. Da. Ei n-au ajuns la poarta noastră prima repriză. Uh-huh. A luat golul ăla, după aia s-au descăcut cu tare. Și a doua a fost jale, a doua repriză. Că n-am jucat, dar am jucat și fără un jucător. Noi n-am avut, deci Davi Popescu nu a existat pe teren. Mai bine jucam în 10 fără el, că cea mingea pe la el o pierdeam. No. Da, prestație slabă de tot. Da, ăsta e gol Seliei. Nu știu cine e portar, ăsta e gol de Caseliei. Golul ăsta de la... de pe colțul scurt al lui Târnovan. Da, așa e. Greșeală de portar. E adevărat, Krasnici dă cu efect, dă ca un mare fotbalist, da? E gol de portar. Ce caut acolo? Și pe el trebuie să... E bun. Și ce efect, ce neefect? E gol de portar. Nu. Așa e. Bine, dă și bine, da? Aveți dreptate. Gol de colțul scurt. Ce bine, golul lui. Domnul Becali, șansele la titlu rămân intacte sau a mai scăzut entuziasmul după seara asta? A scăzut puțin, dar titlul tot al nostru. Titlul tot al nostru. Sunt 4 puncte. Noi acum ne permitem să facem 2 egaluri. Uh-huh. Noi să zicem facem un egal, nu-i problemă. Ei dacă au făcut un egal, se fac 6 bani. Uh-huh. Ei la prima greșeală au ieșit. Uh-huh. Dacă noi batem prima etapă ăsta pe Sepsis și ei fac un egal cu Farul, s-a terminat titlul. Da. Păi bun, și CFR-ul, nu credeți că ar mai putea să vină totuși CFR-ul? Acolo, o șansă. Și CFR-ul, dar tot aceeași chestiune și cu ei. Nu?
La CFR-ul au făcut primul egal, s-a terminat. Și la fel și pe ei. Bine, sunteți... Ei, dacă CFR-ul joacă prima etapă, cu CFR-ul joacă cu Craiul. Nu? Da. Sunteți în continuare favoriți, e clar asta. Nu că sunt favoriți. Suntem foarte favoriți, adică favoriți. Da. Suntem ca și campioni, nu că favoriți. Da. 4 puncte la TIC, noi ne permitem, noi jucăm primele două etape, primele două etape, dacă ei fac o joacă CFR cu Craiova, și după aia noi jucăm, când jucăm noi cu Farul, ei joacă, Rapidul joacă cu... Da, da. Da, așa e, contează mult, primele două etape contează. Am văzut că a ieșit și Băluță, nu v-a plăcut nici Băluță astăzi, da? Dacă vedea călcâie la mici, la centru terenului, îi dai călcâie, la pace călcâie, la centru terenului, și ne cum îți dai călcâie. Băi, joacă-mă, jucați mă, serios. Vedea călcâie la centru terenului, a apucat să dea pasul călcâie. Uh-huh. Și-a dat la adversar. Pe Luis Felipe îl mai vedem? Păi îl vedem, dar o să vorbim cu el. Băi, ce facem aici? Ne bucăm, ești Maradona, te triplezi, tu, cinci, pasează-mă aici. Nu e echipă care că... Aici Cristo și Coman. E adevărat, bun, driblezi, dar băi, vezi că nu merge, vezi că te dublează aia, vezi că te-au pus, te-au și-au luat măsuri. Pasează! Că ești fotbalist. Vezi că și-au luat măsuri acolo și nu merge cu ăla. Cu cine? Bun, da, și-o dreapta lui. Cu Braun. Braun. Braun ăla e greu să-l depășească. Bun, bun, bun și Braun. A jucat bine Braun. Tot de la CFR. Tot de la CFR, da. 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 Rapid întărită cu CFR-ul se bate cu dumneavoastră, domnule Cali. Da, da, da. Da. Deci strategia dumneavoastră a fost. În seara asta ați vrut să-i terminați și gata, se termine tot. Păi asta am vrut. Hai să jucăm la câștig, la victorie, că un egal oricum scoatem, pentru că oricum nu ne pot face. Cam. Și eu. Da. Da, uite, vezi, mândria, trufia, Dumnezeu. Și toate glumele și toate miștourile de la fanatic. Artificiile, calea ferată. Artificiile, calea feroviară. Nu, da. Dumnezeu. Am înțeles. Ok. Faci artificii, faci feroviare, uite că nu da. Faci. Te sui pe Maybach. Păi da, dar o să o faci, dar o să o faci mai târziu. Nu așa de repede cum credeai. Da. Bine, mă, tata, ai fi sănătos. Și asta e un meci de fotbal, e rușinos, cu asta basta. Dar nu e rușinea mea, e rușinea lor. E meseria lor, nu e meseria mea. Suntem pe primul loc, poți să fim campioni și să fii sănătos, da? Da, bine, asta e, o seară tristă, o seară umilitoare, dar ce să facem? Mergeți mai departe, domn Becali, ce să faceți acum? Facem, mă, merge până ne întristăm acum de la fotbal, mă, tatăl, să ne întristăm de la fotbal, mă. Doamne, feriați, ne întristăm de la fotbal. Ce facem? Dacă ne întristăm de la fotbal, ce facem cu viața noastră? Da. Nu se întristăm de la fotbal. Bine, mulțumim, domnul Becali. O seară bună în continuare și mulțumim pentru intervenție. La revedere, da. Primele concluzii, oameni buni, nu știu dacă o să apucăm să comentăm, cred că o să vină un break de publicitate cât de curând, aștept cu interes, ca să zic așa. Dar, Robert, că tu aveai cuvântul. Cum să-i, că... Da, e de necontestat. Analiză foarte corect. Da, da. Analiză realistă, al patronului echipei de pe primul loc. Scuză-mă, scuză-mă, țineți vorbele, mai okay. Înțeles, sunt de acord da, că o să da. Revii flamboyant ca o șampanie, da, așa, dar după... Mai am doar 4 idei. Dar după publicitate. Da, am revenit în direct la Fanatic Superliga, Cobra Ilie, Robert Niță, Andrei Vochin. Am văzut primele reacții ale patronului FCSB, Gigi Becali. O seară umilitoare pentru liderul campionatului, o seară în care, mai ales în a doua repriză, Rapidului a ieșit absolut totul, putea să fie diferența și mai mare. Și tot pentru că tot discutăm de arbitraje și discutăm de arbitraje, vreau atâta să spun, felicitări Hațegan, felicitări Brigăzii de arbitraje,
arbitrii. Felicitări și varului, da? Am văzut astăzi, în această seară, un arbitraj de manual din toate punctele de vedere. Asta este părerea mea. Mă rog, Robert are acolo un dubiu la faza cu Daua, dar mă rog, nu acum e discuția pe arbitraj. Dar așa cum îi criticăm mereu, da? Așa cum dăm în arbitrii mereu, așa cum îi facem praf, încă o dată felicitări pentru Hațegan și pentru brigada sa. După părerea mea, astăzi au dat o declarație extraordinară. Bun, haideți să-l vedem pe Mircea Lucescu de la zona mixtă. N-a fost chiar atât de ușor, sigur s-a terminat ușor pentru ei, dar s-au jucat bine prima repriză, superioară în joc și în acțiunile de atac, pentru că au avut foarte multe cornere. Golul marcat de Rapid i-a obligat pe Stelis și mai mult, mai ales după pauză, să iasă la atac. Au lăsat spații mari, contraatacuri foarte bine duse de rapidiști și rezultatul este absolut normal. Nu reprezintă diferența de valoare între cele două echipe. 4-0 este prea mult, dar spiritul Rapidului, mai ales în confruntările cu Steaua, totdeauna a ieșit în evidență. A făcut diferența disponibilitatea jucătorilor de a da absolut tot, pentru că au făcut cel mai bun meci al lor din sezonul acesta. A meritat victoria. Acum, cu atât mai interesante vor fi meciurile din play-off. Fiecare meci are propria lui istorie. Hai să lăsăm să bucure în seara asta de acest rezultat care este extraordinar și meritat. Și pe urmă, sigur că Steaua va fi o altă echipă în meciurile din play-off. Nu știu ce se va întâmpla, pentru că până în orice caz este un meci de referință și pentru unii și pentru alții. Rapidul și-au dat seama cam cum trebuie să joace pentru a câștiga un meci împotriva Stelei, Steaua, și cred că după meciul acesta își dau seama că trebuie să gândească altfel partidele de... Foarte bun, extraordinar. Da, suntem de acord, Rahmani extraordinar. Așa, zi domnul Roberniță. Hai, umflă-te ca o gugoașă acum. Nu, trebuie să fim realiști. Am învins echipa Rapid, învinge echipa de pe primul loc. E un scor... Nu, o zdrobește. Este un scor deci, dur, da. Dar conform celor... Rapidul trece cu buldozerul peste liderul FCSB în această seară. Dacă slănina de la Fanatic Superliga de acum ceva timp măsura 9, 10, 11 centimetri, barii din anvelopele Maibacului au mai scăzut cu 0,4 acum. Campionatul va fi disputat în continuare, dar... Să fim realiști, FCSB este o echipă bună, nu este FCSB-ul din seara asta. E adevărat că Rapidul îi forțează să joace așa, dar... Tu știi ce s-a întâmplat în seara asta? Nu neapărat că au venit la 4 puncte sau 4,5 puncte, da? Așa. Bun, nu asta e. Speranța. Se poate. Nu, ți-ai dat seama că se poate. Gândiți-vă că la un moment dat FCSB a avut și 12 puncte, da? Speranța și pentru CFR. Stai că exultă și CFR-ul. Stai, tu ce-ți închipui? Căneluțu Varga și Mutu? A declarat Mutu. Mamă, știi cum dorește Mutu, spune, doresc să bată Rapid. E prima dată când se bucură că la fiecare gol. Da. Și cei de la CFR. Bine, cred că și cei de la Craiova, dacă stai și te uiți la clasament. Nu, deci victoria asta este o victorie cu valoare de simbol. Da. Pentru că oferă speranță. Moral pentru următoarele partide, atât de partea FCSB-ului cât și de partea Rapidului, presiunea morală va fi mult mai mare pe cei de la FC, vin după o serie de meciuri în care Rapidul îi zdrobește. Uh-huh. Câștigă 5-1, câștigă 2-0, da. Câștigă 4-0, Adi, e greu. Adi, te așteptai totuși 4-0? Și putea să fie vreo 5-6? Eu nu mă așteptam la altceva, la atitudinea din a doua repriză. Hai să spunem că prima să punem că este mai echilibrată, este o greșeală acolo. Mai este ții 1-0. Minte ce a zis Meme Stoica? Ce? Bărbăție. La preview? Bărbăție. Mi-e teamă doar la bărbăție. Da. Scuză-mă puțin că l-avem și pe domnul Angelescu, unul dintre acționarii Rapidului. Bună seara, domnul Angelescu. Bună seara. Bună seara. O seară magică, hai să nu spun istorică. Seara istorică este, bineînțeles, dacă veți lua titlul de campioni, dar o seară pentru care chiar merită să suferi și să trăiești pentru Rapid și să investești absolut tot, inclusiv banii în Rapid, corect? Foarte corect, da. O seară perfectă pentru noi. Am făcut meciul perfect. Furtuna, mă scuzați, doar atât vreau să spun, că mi-ați ridicat-o la fileu. Pe FCSB i-a lovit furtuna perfect în seara asta. Da, nu știu, noi am făcut un meci foarte, foarte bun, într-adevăr, și prima și a doua repriză, ce pot să zic, toți jucătorii s-au ridicat la
mai mult decât poate ne așteptam și i-au făcut într-adevăr un meci senzațional. Nu cred că, mă rog, scorul o spune, dar nu cred că s-a pus niciun moment, nici în prima repriză, nici în a doua, nu s-a pus problema cine va câștiga. Poate, ați început, poate ați început mai ezitant primele 10-15 minute, poate. Păi, nu știu cum am început mai ezitant, că ei n-au avut o ocazie tot meci. Nu, da, mă rog, au stat ei oarecum într-un anumit acum, pressing, dar e prea, observația mea e minusculă în economia jocului. Normal că a doua repriză a fost mai bună, dar nu am avut, nu poți să ai un Iureș non-stop, că jucăm totuși locul 1 cu locul 2. Ce să zic, nu, am făcut un meci foarte bun și sunt mândru și de jucători și de antrenor. Deci meciul perfect astăzi, se poate spune așa? Clar, clar, nu, pentru că i-am surclasat, pur și simplu, ăsta-i cuvântul, nu trebuie să ne ferim de el, nu au ajuns, nu țin minte. Ce le-ați făcut, că nu n-am auzit bine? I-am surclasat, asta am făcut. Ah, da, corect. Vă salut, domnul Angelescu, Robert Niță sunt. Bună seara, Robert. Vă rog frumos să stați într-o zonă unde aveți acoperire 4G, că nu prea vă auzim bine. Da, sunt la stadion, probabil. Că nu, n-ați înțeles, e ironic, 4G, e ironic, Niță. Face glume, Niță, cu 4G. Eu aveam 5G, mă pare rău că am mai avut câteva ocazii. Vă pare rău că n-a fost 5G, am înțeles. E o glumă, este o glumă, Horia, în anturajul Rapidului, da. Cu acoperirea cu rețeaua mobilă 5G, 4G, de-aia mi-am permis să o aduc în discuție aici de, cu voi, de, am cu, înțeles. Cu domnul Angel. Domnul Angelescu, sincer, v-ați așteptat la acest scor? Nu, normal că nu pot să spun că m-am așteptat când bate înfruntării 4-0. Oricine am fi jucat, că era, nu știu, Dinamo, CFR, Craiova, nu te aștept să câștigi de asemenea manieră, dar sincer vă zic că mă așteptam să câștigăm. Chiar mă așteptam să câștigăm pentru că, cred eu, pe valoare suntem mai buni ca ei. Noi am avut o problemă în prima parte a sezonului, când ne-au lipsit niște jucători și nu aveam un lot atât de mare, dar pe valoare suntem mult mai buni decât FCSB. FCSB-ul cum v-a părut în seara asta? Dar nu știu, acum vă dați seama, e un meci. Dar vorbim totuși de liderul campionatului. Până la acest meci, toată lumea zicea că s-a terminat campionatul aproape. Nu, stați un pic, nu toată lumea zicea. Domnul Becali zicea. Chiar vreau și eu să văd unde este, că ne bate pe valoare, că ne surclasează, că nu știe ce se întâmplă, că o să fie la 18 puncte. Pe fotbal, eu zic să bage șampanie înapoi la rece, că pe fotbal îi batem oricând. Și îi cam batem de ce batem. Da, adevărul că în ultimile partide directe azi că am fost nașii lor la fotbal. Nu, dar azi a fost o diferență mare între noi și ei. De la valoare până la orice. Și unde e valoarea acum, domnul Becali? Unde e valoarea? Uh-huh. Sau unde e șampania? La cine e șampania? Șampania o are, că încă pe primul loc, dar pe valoare greu. Păi și cu artificiile alea ce facem ale domnului Becali? Nu știu să le care vin, care vin până la șina de tren. Încă o dată, noi am câștigat, cred că am arătat că suntem echipa clar mai bună, azi am fost mult mai buni, dar rămâne diferența de puncte, Steaua are, FCSB-ul, pardon, are în continuare prima șansă, dar eu zic totuși să țină la rece, campionatul se joacă. Da, e clar asta. Cât de mare a fost bucuria? Povestiți-ne puțin ce nu vedem la televizor, acolo, cu domnul Șucu, cu soția, cu Dani, cu Nico, cu rapidiștii, cum a fost? A fost o bucurie foarte mare, mai ales la golul de 3-0, când a fost clar să încheia meciul. Ne-am bucurat foarte mult. Avusesem două ocazii mari și înainte. Avusesem, cred că, Hasani și Krasniki, două ocazii foarte mari. Normal că ne-am bucurat foarte mult, vă dați seama. Am fost în extaz. Dar e un meci, o să ne bucurăm o zi, două și începe play-off-ul. Avem de recuperat puncte, trebuie să fim foarte concentrați și zic eu că putem să ne luptăm. Pentru că am arătat azi nu că suntem pe acolo, am arătat că când jucăm bine putem să batem pe oricine. Da, asta e clar. Rahmani, Krasnici, Rahmani dublă, Krasnici și dublă la... Nu, Andrei, asist, că e observația ta. Dublu asist și gol. Da, Rahmani seară perfectă, Krasnici seară perfectă, să zicem. Două goluri și un asist, un gol și un asist. Da. Deci, da. Fabuloși, jucători extraordinari. Mie întotdeauna mi-au plăcut. Da, chiar foarte, foarte bun. Ce să mai spunem de Rahmani? A dat încă o dublă. Cred că au venit scouterii, am înțeles că au spus că au venit scouteri pentru FCSB. Nu știu dacă au văzut ceva pe acolo. Cred că mai mult i-au văzut pe ei noștri. Da, pe Rahmani și pe Krasnici. Da, vedem ce se întâmplă. Hai să vedem care e programul în momentul de față al primei etape, Robert.
Rapidul joacă contra Farului în Giulești, iar FCSB-ul joacă cu Sepsi. Mm-hmm. Deci Rapid, Farul în Giulești, domnul Angelescu vineri, CFR Craiova sâmbătă și FCSB Sepsi duminică. Jucați acasă cu Farul. Da. Meci greu, o să aveți meci greu. O să avem un meci foarte greu, dar tot de acum încolo toată lumea are meciuri grele. Da, și asta e. Și asta e adevărat. Trebuie să arătăm. Dacă vrem să ne batem acolo sus, trebuie să câștigăm meciurile. E regulă. Vă mulțumesc mult, domnul Angelescu. Haideți să vedem reacția patronului Dan Șucu. Da? Haideți să vedem ce a spus Dan Șucu și după aceea venim înapoi în studio. Dan Șucu, vă dați seama, extrem de fericit. L-ați văzut și pe transmisia Prima Sport 1. Cea mai frumoasă seară de când sunteți la Rapid? Indubitabil. Cea mai frumoasă seară, dar aș vrea totuși să scot în evidență că în ciuda scorului, echipa adversă e o echipă foarte puternică. Dar, dacă îmi permit să spun, aroganța e boală grea. Noi tot ce o să încercăm, eu sper din toată inima și o să ne străduim ca la Rapid, să nu ajungem niciodată să ne comportăm aroganți. Cum v-ați bucurat? Cum ați stat cu inima tot meciul? În ce privește tot ce mi-ar plăcea să mai spun este faptul că în seara asta atât echipa cât și suporterii începem să înțelegem cu adevărat cât de puternici suntem. Da? 50.000 de oameni pe stadion, toată lumea fericită, o echipă puternică care învinge cu 4%. Noi sperăm că de aici încolo ăsta e Rapid. Asta trebuie vorbit cu specialiștii. V-a plăcut vreun gol? Că au fost mai goluri frumoase. Toate mi-au plăcut. Aș vrea să vorbiți lucrul ăsta cu specialiștii. Pentru noi important este că în zi cred eu că ne întărim. Mai frumos decât în seara asta nu poate fi. În momentul când vă felicitați că ați investit la Rapid? Acum, ce să spun, iarăși mi-au luat băieții banii, da? Au luat primele cu totul, da? Iarăși au luat banii, Doamne ajută să ia în continuare. Câteodată mă gândesc ce-mi trebuia mie la 60 de ani, toată bătaia asta de inimă și cu, cum îi spune, și cu tensiune de 20, da? Când pleci acasă așa fericit, îți trece, da? Da, am revenit în direct la Fanatic Superliga. Andrei Vochin, Robert Niță și Cobra Ilie. 70.000 de euro este prima pe care băieții din vestiarul Rapidului o vor împărți. Aceasta este prima pe care conducerea a dat-o pentru eventuală victorie. Bine, acum 70.000 au mai transmit domnului Șucu să mai pun acolo un și domnul Angelescu. Așa, dacă a zis 4%, se gândea la business domnul Șucu. Să mai pună pentru băieții acum un 30.000 să fie 100.000 de euro, nu? Nu? Ca să vedem. Este o primă bună pentru. Pentru Superliga. Andrei, cum explicăm șocul din această seară? Pentru că e un șoc. Am înțeles că ai zis cum explicăm șocul. Dacă domnul Șucu... Asta e un titlu bun. Da, Rapidul îi produce FCSB-ul un adevărat șoc. Da. Da? Dacă domnul Șucu a spus că a bătut cu 4%, mă gândesc că în seara asta Rapida a fost o echipă foarte mobilată din toate punctele de vedere. O echipă care a arătat un fotbal, aș spune, european și asta ar putea fi speranța noastră pentru ceea ce se va întâmpla în toamnă, doar să-i țină. O echipă care s-a așezat pe teren cu misiunea clară de a întrerupe orice încercare de construcție din zona fundașilor centrați, s-au așezat 4-1-4-1. La un moment dat l-am văzut pe Hromada, care era un fel de paznic la Olaru, în zona din centru terenului, nu într-un marcaj om la om, dar în zona din centru terenului, Wide era mai avansat, Hroma, dar era la Olaru, deci practic această piesă au anihilat-o așa, cealaltă piesă s-a anihilat, Coman vorbesc, s-a anihilat singur în primele 5 minute când s-a dus să joace într-o zonă de teren care nu cred că este foarte la îndemână. După 5 minute a revenit, dar a intrat acolo într-un clește format din Brown și din Krasniqi, extrem de eficient, în primul rând, pentru zona defensivă. Krasniqi a fost eclatant, a dat gol, a dat două pase de gol, dar a făcut și o muncă defensivă foarte, foarte susținută. Deci, până la urmă, o echipă modernă. O echipă modernă care reușește, într-un derby, să aibă raportul ocazilor de 8-0.
Așa. Per total meci. Scorul ăsta de 4-0 nu e cel corect. Mai corect era 3-0, pentru că 3-0 este scorul de neprezentare. Iar din punctul meu de vedere, FCSB nu s-a prezentat la meciul, la meciul din seara asta. N-aș vrea să stric bucuria celor de la, de la Rapid. Au jucat fenomenal pentru o echipă românească într-un, într-un derby, dar nu știu când vor găsi un adversar care să fie atât de slab cum, cum a fost FCSB în seara asta. Tot așa l-am auzit pe domnul Șucu spunând că... Șucu 4%. Că este o, că seară, că este cea mai frumoasă seară și asta este adevărat, dar... Îl sfătuiești să aibă răbdare. Cea mai frumoasă seară trebuie să fie seara în care vor câștiga campionatul. Da, vedem ce se va întâmpla. Haideți, haideți să-l auzim pe Săpunaru, da? Capitanul, fantasticul capitan al Rapidului, impecabil astăzi, cuplul Săpunaru-Iacob, absolut impecabil. Mai auzeam povești, domne, că Săpunaru, că am bătrânit, că bă, vă rog eu frumos, gata, potoliți-vă. Terminați. Nu, Săpunaru pictează, este imperial. Este genul de jucător care, de care Rapidul nu se va putea dispensa nici anul viitor și în mod sigur va face față și în cupele europene. Deci au jucat impecabil acești băieți. Haideți să vedem ce spune il capitanul Săpunaru. Publicitate și revenim. Cristi, e genul de victorie de ținut minte? Bună seara, nu. Sub nicio formă. Cred că am fost echipa mai bună, ne-am dorit mai mult victoria, am câștigat meciul de azi, dar urmează 10 meciuri în play-off care sunt hotărătoare pentru soarta campionatului și ne vom gândi la ele de acum încolo. Totuși, cu ce ați surprins în această seară? O victorie? Nu știu, cred că cu dorință mai mare de victorie și cu răutate între atât. Vă așteptați să aveți o replică mai dură din partea lor? Sau nu, ați știut voi să-i blocați sau au fost ei mai slabi și nu le-a ieșit jocul în seara cred asta? Cred că i-am blocat foarte bine și... Ținând cont că este echipa după primul loc, ei produc fotbal la fiecare meci, cred că am produs noi fotbal azi și echipa mai bună a câștigat. Nu cred că se pune problema despre echipa care a fost mai bună în seara asta. Mă uitam la ei, a revenit capitanul după două etape de suspendare, tu ai fost menajat, mă rog, ai lipsit etapa trecută la Craiova. E motivat mai bine decât a încercat Darius să-i motiveze pe cei de la FCSB. E vorba de un derby. În primul și în primul meciul ăsta le joci pentru suporteri și dacă e nevoie de să motiveze echipa sau Darius să motiveze la FCSB. Aici e vorba de fiecare jucător cum își dorește să joace un meci și mai ales un derby. Păi am aflat că discursul tău a fost pe psihologie inversă. În vestiar le-ai zis că n-ai nimic să le spui. A fost primul derby în care ai rămas așa părat discurs? Nu, am spus că n-am ce să le spun la un derby. La un derby se joacă, derby se joacă cu inima. Orice derby se joacă pentru suporteri, pentru culorile clubului, pentru tot ceea ce înseamnă familia Rapid în cazul nostru. 4 puncte în față au cei de la FCSB. Cum se anunță acest play-off pentru voi și cum te-ai simțit cu 44.000 de suflete în tribună și alții la televizor? Cred că ați văzut dumneavoastră, ca să vă răspund partea a doua întrebări, ați văzut dumneavoastră ce înseamnă Rapid. Au cântat tot meciul, au fost alături de noi. Ce putem să le spunem? Iar noi cred că i-am trimis acasă fericiți. A crescut Rapidul, s-a făcut Rapidul mare. Mă gândeam că acum 8 ani aproape că nu exista, era o moarte clinică, așa, și a revenit. Și acum leagă victorii consecutive cu FCSB. Știi foarte bine, în istorie se întâmpla mai degrabă invers. Nu, sunt istoria la o parte. E vorba de ceea ce își dorește Rapidul, ce își propune Rapidul. În 3 ani de zile ne batem la campionat, este... Nu știu, cred că este unic să vii în Liga 5, să ajungi, după ce ai promovat în 3 ani de zile, să te bazi la campionat. Dar pentru tot ceea ce înseamnă Rapid și cum am spus mai devreme, cred că merită. Le mulțumim tuturor care a stat de Rapid și noi ne dorim decât la sfârșitul campionatului să ne bucurăm împreună de ce se va întâmpla. Îi simți capabil pe colegii tăi să vă bateți la campionat încă de anul acesta? 100%. 100%. Obiectivul nostru este locul 1-3, dar... La ce echipă avem, ce lot avem, ce jucători, ce caracter avem în vestiar, cred că putem să ne batem la campionat ușor. Ce gol ți-a plăcut cel mai mult? Ultimul parcă a fost așa, desprins din... Toate 4. Nu? Ultimul a N-am fost... nicio preferință. Înțeles. Sunt colegii mei.
Îi iubesc la fel. 5-1 din 2010, știu că a fost un meci cu semnificație puternică pentru tine. A fost a doua zi după plecarea lui Sandu Neagu sau acest 4-0 de acum? Nu să vorbesc de rezultat. Atunci a fost ceva special pentru că Sandu Neagu, un idol al Giuleștiului, plecase dintre noi și acea victorie a fost dedicată lui. Această victorie este dedicată suporterilor, familiilor noastre și grupului, pentru că la urmă noi ne chinuim zi de zi, noi venim, ne antrenăm, suporterii vin meci de meci, fac mii de kilometri pentru noi. Nu știu, cred că familia Rapid a înțeles că numai împreună putem să avem rezultate bune și asta sperăm să fie de acum încolo, până la sfârșitul campionatului. Da, am revenit în direct, suntem la Fanatic Superliga, Adrian Ilie, Robert Niță și Andrei Vochin. Am tot stat în reacții, de-abia acum o să încep analiza, ca să zic așa. Da? Avem și o știre în exclusivitate pentru dumneavoastră, iubitorii fotbalului, o știre marca Fanatic. Florin Pârvu, antrenorul Petrolului, a fost dat afară în această seară. Florin Pârvu nu mai este antrenorul Petrolului după rezultatele foarte slabe care au culminat cu eșecul, ca să spun așa, împotriva lui Sepsi din minutul 93. Gol de Beliuh, un gol care i-a dus pe Sepsi să prindă play-off-ul. Deci Florin Pârvu, informație de ultimă oră, nu mai este tehnicianul celor de la Petrolul. Continuăm reacțiile. Haideți să vedem ce spune unul dintre marii protagoniști ai acestei serii. Este vorba despre acest grand alenatore. Mie mi-a plăcut întotdeauna și eu l-am propus chiar la echipa națională în unele discuții. Nu mă refer acum când avem selecționer, dar chiar discutam, mi se pare un tip extrem de echilibrat. Haideți să vedem ce spune unul dintre eroii serii, Cristiano Bergodi. Cristiano Bergodi alături de noi. Se poate spune că a fost meciul perfect, mister, în seara aceasta pentru Rapid? Da, noi pentru a bate FCSB ar trebui să facem un meci aproape perfect. Spunem așa că cred eu că l-am făcut. A fost o victoria extraordinară, de frumoasă, pentru că am și dat 4 goluri. Cred eu că nu gândeam așa de frumos pot să fie acest meci, sincer, pentru că jucam cu prima în clasament și era greu, dar am jucat un meci aproape perfect. Cum credeți că ați oprit FCSB-ul încât să nu le iasă absolut nimic? Bă, în practică eu zic că din punctul de vedere tactic, cred eu că am jucat foarte bine, am acoperit bine spațiile, zonele unde erau aceste două jucători, Coman și Olaru. Nu l-am lăsat niciodată singuri, aveau ei întotdeauna un dublaj sau o presiune la întâmpinare, nu cum se spune așa, la tatonare, și atunci nu s-au mișcat deloc și ei. Nu e că spune, e o echipă bună, foarte bună, merită și primul loc, dar acești două jucători sunt mult pentru această echipă. Analizând jocul înainte, constatam că FCSB este foarte puternică la mijloc și Rapid are un atac foarte bun. Atacul Rapidului și-a făcut datoria, dar remarcăm după acest meci, tot mijlocașii Rapidului au făcut un meci realmente foarte bun, au blocat. Da, extraordinar au făcut așa și cu fundașii. Cred eu că nu se poate vorbi de un compartiment, un singur compartiment în acest meci. Au jucat echipa foarte, foarte bine și cine a intrat de pe banca, cred eu că s-a castigat meciul, pentru că a castigat meciul echipa întreagă, nu un compartiment. După normal că noi avem în față jucătorii, repet, foarte buni, ar trebui să găsim în ultima perioadă, adică ultimii două luni, acest echilibru dintre faza ofensivă și faza defensivă să fie un pic mai compact, pentru că noi două luni, dacă vă duceți în minte, două luni în urmă, două luni jumate, eram cu contraatacuri, întotdeauna luam contraatacuri, adesso echipa se pare că e schimbată total, sincer, pentru că se vede de la meciul cu CFR che soffre mai puțin și când se pierde mingea și când jucăm noi mingea. Două victorii împotriva FCSB-ului, două victorii împotriva celor de la CFR în acest sezon regular. Ce înseamnă asta pentru Rapid?
Câtă forță are Rapidul, de fapt, și cât mai poate să crească această echipă? Înseamnă că echipa e bună, foarte bună, spre foarte bună, și echipa care, dacă sta cu piciorul pe pământ și să nu începem să facem, să ne entuziasmăm, pentru că știți cum e și la Rapid. Eu am fost de 3-4 ore că sunt aici și foarte des când e liniște trebuie să se întâmplă ceva. Acum trebuie să stăm cu piciorul pe pământ și în continuare să ne gândim la îmbunătățime lucruri în antrenament și asta în continuare cred eu că este o echipă bună, bună, bună. Unde ați plasa această victorie în topul celor mai valoroase victorii pe care le-ați avut în Liga 1? Cred eu una dintre cele mai frumoase, spunem așa, CFR Craiova 2-3, când am depășit CFR în play-off 4 ani în urmă, în zona de pandemia, după că am revenit în play-off, după că a castigat CFR cu titlul pe masă, după meciul, se poate spune, CFR acum și acest meci. Poate asta, probabil, cel mai frumos meci, zic eu, îl plasează pe primul loc. Revenind la Rapid, a treia oară când sunteți la Rapid, mandate total diferite, stări de spirit total diferite la Rapid. Rapidul, prima oară când ați venit într-un fel, Rapidul care a retrogradat. Da. Acum Rapid care aduce peste 40.000 sau în jur de 40.000 de oameni în tribune. Atmosfera extraordinară, pentru această emulație acolo cu 40.000 de oameni rapidiști și am zis la ședința tehnică că 8 ani în urmă echipa era în Liga 5, în Liga 4 și cum a revenit și eram într-un moment că trebuie să dăm totul pentru că am venit această meci, a venit cu un meci pentru titlu, spunem așa, chiar dacă încă avem distanța, dar dacă ne gândim la Rapid, cum a spus una nostra, acolo 6 ani în urmă, eu am stat în 2015, înainte această retrogradare s-a desfințat, te gândești că acum au făcut lucruri extraordinare. Asta e chestia de conducători, de nu e că vreau să dau cu trafalet la domnul Șugu, dar asta este. E o echipă schimbată foarte mult în bine și suporteri și toată lumea acolo, conducătorii. Și zic eu că suntem pe un drum bun, da? Stăm liniștiți. Are forță echipa asta să se bată la titlu? Beh, eu cred că o anul acesta sau anul viitor trebuie să castigăm un titlu, adică este o echipă care are forță pentru că, repet, dacă nu vom reuși noi, încercăm și în acest an, pentru că oricum în play-off acum, nu știu, mi se pare, la 4 puncte suntem, plecăm cu 4 puncte di differenza. Vedem. Cine știe, dar eu vreau, doresc să castig un titlu în aceste 2 ani che am contratto aici la Rapid și cred eu că suntem pe drumul cel mai bun, cred eu că o vittoria așa de frumoasă la scorre cu o echipă foarte importantă, cred eu că e frumoasă, ne dă încredere mult. O să mai riscați în acest play-off pentru că, apropo de risc, spunea și dumneavoastră că unele alegeri contează foarte mult de rezultatul final până la urmă. Îl vedem pe Bădescu, un Puști care era la juniori în urmă cu câteva săptămâni, acum este titular. Da. În continuare faceți anumite alegeri așa în primul 11. În play-off o să mai riscați cu asemenea lucruri sau o să încercați să nu mai faceți multe schimbări? Nu, mai eu nu risc, pentru că nu risc când bag un jucător, pentru că sunt sigur, măcar că poate face o treabă bună. Atunci, acum sunt 3 meciuri foarte bune, poate că va avea fluctuații, dar vom vedea, pentru că nu se știe niciodată cu un copil, cu un tinere, ce poate face, pentru că e într-un proces de creștere el și a arătat bine, dar avem și, repet, acolo un under che nu è che ha fost pedepsit, pentru că și Albo și vor avea șanse lor și Andrei Borza pot să revine în primul 11, pentru că nu e che am nevoie de toți, am 10 meciuri foarte importante și atunci eu schimb fiecare meci pentru ceea ce gândesc ca strategia, încercando să, è normale, sino echipa forte competitiva, dar me gândesc foarte mult și când lucruri nu merg. Astăzi a un mers bine, al doilea repriză, jucătorul care a intrat bine, dar asta e strategia. Vă gândiți deja la meciul cu Farul? Beh, da, pentru că am aflat că se joacă, se pare, vineri și peste 4-5 zile se joacă și atunci avem de recupera și să fim mai prospede, pentru că e un match dificil și începe play-out unde trebuie să fim protagoniști, dar stăm cu piciorul pe pământ. Mulțumim. Mulțumesc.
Da, am revenit la Fanatic Superliga. Declarații interesantele lui Cristiano Bergodi. L-am lăsat să spună absolut tot ce avea de spus. Cum se pare Bergodi? Robert, mie mi se pare, au fost discuții în momentul când Mutu pleacă de la Rapid cu 4 zile înainte de începerea campionatului, la alegerea antrenorului, că Bergodi n-ar avea ADN de campion. Eu cred că are ADN de mare fost jucător, are o educație sportivă la cel mai înalt nivel, uh-huh, și este un antrenor care ridică nivelul fotbalului din România. Și ca drept dovadă, echipele lui marchează și mai pe peste tot a propus ceva. Bergodi propune un stil de joc, indiferent că te bate Iașul sau îi surclasezi pe FCSB. Și mereu echipa și joacă echipele ceva. Lui Bergodi joacă spectaculos. Joacă ceva. Deși el e italian. Și nu s-abate de la ce pregătește. Să vede cum joacă și stilul italian. Adică este un foarte bun strateg, are 1-0 la pauză, face un pressing sus. Șapte inși în jumătatea de teren a FCSB-ului. Minge pe vârf, scapă în spatele lor doi fuc, pentru că tactica a făcut-o foarte bine. Abordarea din repriza a doua e unt pe pâine pentru Rapid. Dar asta nu înțeleg ce face FCSB-ul la pauză, câștigând că... Exact pe calitățile jucătorilor de la Rapid. Te prinde la fiecare să fugă. La 7 minute avea ocazie. Da. La 7 minute. I-au vrut să riște, să câștige meciul. Da, dar nu riște așa. Dacă riști la într-o organizare... Andrei, un egal în seara asta... Glumesc. Așa au înțeles ei că trebuie să riște. Ai văzut ce? Gigi Becali a ieșit foarte corect. Mai înțeles că mie asta îmi place la Gigi. E foarte corect. Și le asumă. Și le asumă. Adică n-a venit să spună, domne, că stai... Domne, a fost mândria mea, trufia mea, am vrut să-i bat. Scuză-mă că te întrerup. Vorbim de seara Rapidului, e adevărat. Da, și iarba asta după Arena Națională și tendonul lui Rahmani și vrea să dea cu latul în poartă și o lovește prost din tendon, din călcâi, sare peste portar. M-auzi, mă rog, uite. Ascultă-mă puțin, o lovește prost. Nu, eu știi ce am crezut? Că iarba ține cu FCSB? Nu. Nici iarba n-a ținut cu FCSB. Nu, n-a ținut nimic. Adică, sigur, nu e victoria asta senzațională, dar nu ăsta e FCSB-ul, echipa aia după primul loc la diferență. Da, și mai e ceva, mai e un lucru. Eu știi ce am învățat cu fotbalul ăsta, să nu demolăm echipele. Eu asta am învățat. Nu. M-ai înțeles? Rămâne echipa de pe primul loc. Să fim echilibrați. Nu. Rapidul a câștigat, l-ai văzut și pe Bergodi, foarte echilibrat. Foarte bine, foarte bun discurs. Dar atitudinea... Scuză-mă puțin că l-avem la telefon și pe Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB. Meme, salut! Bună seara. Da, pentru voi nu e o seară bună. Cum ai trăit și care sunt concluziile după o seară dezamăgitoare? Hai să-i spunem dezamăgitoare, să nu folosim cuvinte mari acum. Nu prea știu unde am fost, pentru că am început bine meciul, am jucat doar după ce am primit gol până la pauză. Iar pauza a venit rău pentru noi. Pentru că după aia n-am mai ieșit de la cabină. Asta a fost. Se întâmplă. Începem. Singura veste bună e că au fost să-i jumătățesc punctele astea pe care le-am pierdut în seara asta. Da, corect. Dacă e să glumim amar. Adică mai rău se putea întâmpla dacă se întâmpla asta în play-off. Câteodată e mai bine, e mai ușor de digerat o astfel de înfrângere decât una, știu eu, în care primești un gol pe prelungiri sau greșeli de arbitraj sau chestii de genul. Acum, nu pot să spun decât că felicit Rapidul pentru tot ce au făcut. De la organizarea meciului pe arenă până la rezultatul din seara asta. Da. Totul a fost fără cuțit pentru ei, au gândit-o foarte bine. Știi, înainte, în emisiunea de preview, ca să spun așa, înainte de partidă, am fost foarte atenți cu toții aici în studio la declarațiile tale scurte care le-ai dat înainte de meci. Și ai zis la un moment dat o chestie foarte interesantă și chiar am comentat-o aici. Zic, să fim atenți că Mihai Stoica a spus un lucru interesant. Nu am o problemă de valoare, noi suntem echipa de pe primul loc, ai spus, dar ai spus singurul lucru e legat, nu mai știu exact. Bărbăția. Ai spus ceva, să vedem cum vom sta cu bărbăția sau ceva, nu mai știu chiar exact cum ai zis. Să o luăm cu noi pe teren, să nu pot să spun cam cum se spune în argou, știi, în jargonul nostru. Diferența dintre bărbați și băieți
și băieței, din păcate. O anumită parte anatomică, n-are importanță. N-am fost bine, asta. N-am fost bine, dar tot băieții care n-au fost bine în seara asta au fost bine pe tot parcursul sezonului regulat, pentru că intrăm în play-off cu o diferență destul de mare. Eu cred că a venit acest duș cu gheață, dacă nu e rece, nici măcar nu e rece, a venit acest duș cu gheață, părerea mea, la timp. La timp. Adică decât, știi cum e, să ajungeți în, nu știu, în penultima etapă sau antepenultima etapă, să aveți o prestație într-un meci decisiv, eu cred că paradoxal, evident, deși seara e tristă pentru suporterii FCSB-ului, paradoxal s-ar putea să vă trezească foarte puternic. Eu am un singur regret imens, faptul că au asistat aproape 10.000 de suporteri în peluza noastră la o înfrângere de dimensiunile astea. Adică e greu să spui, bă, au avut 5 șuturi de situație, poate au dat 4 goluri. E, până la urmă, scorul, nici nu pot să spun că e prea asta. Chiar cred că reflectă realitatea, cel puțin din partea a doua meciului. Că în prima parte a meciului, mă rog, se puteau întâmpla multe, că am ajuns și noi la poartă. Partea a doua meciului am fost fără... A fost fără noi, a doua parte a meciului. Asta e realitatea. Da, asta e realitatea. Da. Am văzut declarații oarecum războinice aici la Fanatic după meci. Domnul Șucu v-a transmis că aroganța este o boală grea și că ei niciodată nu o să fie ca voi, doar să spun. Exact. Iar domnul Angelescu aici în direct a spus că domnul Becali și toți steliștii să bage șampania la rece, că nu-i cazul. Da, nu știu... Când am fost eu vreodată arogant. Nu, n-a spus de tine personal, nu. Păi, dacă n-a spus de mine personal, a să spun. Nu, de FCSB. Da. Nu, da. Nu știu. Eu n-am fost arogant, că am... Niciodată n-am spus că e încheiat campionatul. Am spus mai mult. Că nici măcar dacă intrăm cu 7-8 puncte după jumătățire în play-off, diferență față de locul 2, nu e ca... campionatul jucat. Pentru că eu vorbesc cu argumente și cu cifre, pentru că așa îmi place. Nu-mi place să vorbesc, mă să bat câmpii ca alții. Acum 2 ani de zile a intrat CFR cu 7 puncte după înjumătățire, după 3 etape de play-off s-au făcut 8 și după încă 2 au rămas 2. Și atunci cum aș putea eu să spun, dom'le, n-avem niciun fel de problemă. Deci nu mă simt arogant, am fost în trecut arogant, nu mai sunt acum. Corect, da. Corect. Da, Robert, ce vrei să-i spui? Te salut, Meme, Robert Niță sunt. Meme, tu ești un om cu experiență și ai condus multe cluburi, stai printre jucători. Crezi că va conta rezultatul ăsta în perspectiva jocurilor când nu se vor mai înjumătăți punctele? Din punct de vedere moral, cred că e o lovitură în momentul de față pentru eu voi. Eu cred că asta, dacă avem un convertor bun, putem să transformăm înfrângerea asta umilitoare într-un avantaj. Dacă nu reușim asta, înseamnă că pierdem vremea de pomană și noi și ceilalți. Nu. Ne poate ajuta. Da. N-a mers nimic astăzi. Nici Florinel, nici Olaru, nici nimeni. Nu. Am spus Florinel, Olaru, că ei sunt, să zicem așa, jucătorii care fac diferența de obicei. Au mers Casnici și cu Rachmani. Au mers de la Rapid, cam toată lumea a mers. Se întâmplă, sunt și meciuri de genul ăsta. Da. A contat... Chiar un prieten foarte bun mi-a trimis un mesaj și a zis ce ne-ai mai văzut? 4-1 la Kiev, ai uitat meciul? Da, se întâmplă totodată. N-am uitat nici 4-1 la Kiev, n-am uitat nici 4-1 cu Urziceniu la Ibrox Park cu Glasgow Rangers. Se întâmplă totodată. Sunt dintre toate. La noi a fost exact invers. Noi am fost la primire, la recepție în seara asta. Da, e greu. E o seară într-adevăr tristă pentru toți fanii FCSB-ului.
Asta e, mergeți mai departe. Nu, o să spun o întrebare care are, cum să spun, oarecum răspunsul indus. S-a simțit, nu, absența lui Ghezana și în extensie o să te întreb și altceva. Chiricheș nu s-a putut sub nicio formă, nu? Adică era prea devreme să fie aruncat, mă gândesc, într-un meci atât de important. Chiri trebuie, înainte de a intra, trebuie un meci amical, sunt mai multe etape, nu... Nu se putea. Mm. Nu se putea sub nicio formă, iar n-am pierdut noi 4-0 că a lipsit un jucător. Aia niciodată. Pentru că, în opinia mea, Ovidiu Popescu a fost unul dintre singurii care, în opinia mea, repet, s-a remarcat. N-a jucat rău eu. Mm-hmm. Și de ce crezi, Meme, că ați pierdut astăzi cu 4-0, totuși? Știu eu ce să spun, nu știu ce s-a întâmplat, de ce am intrat atât de rău în partea a doua jocului, pentru mine e un mister ăsta, știi cum e, când e să se aleagă praf, nu am făcut asta niciodată, suntem pe primul loc, avem 4,5 puncte avans, mergem înainte. Da, mă gândeam că victoria asta, lăsând la o parte scorul, cred că scorul e mai puțin acum important. Până la urmă știi cum e, o victorie a Rapidului, rămân aceste 4,5 puncte, însă cred că are o valoare de simbol pentru CFR și pentru Rapid, pentru că părea că sunteți... N-are nicio valoare de nimic, ne bate Rapidul pe unde ne prinde, ne-a zăpăcit în ultima vreme. Ce să mai... Nu, mă gândeam că au început să spere și CFR-ul. Noi nu mai pierdem cu CFR de câțiva ani. Așa cum noi pe Craiova aproape mereu i-am bătut. Acum am dezvoltat un complex, dar orice complex are un sfârșit. Și am încredere că va veni acest sfârșit în play-off, acolo unde punctele sunt între. Da, deci finalul complexului Rapid va veni în play-off, adică cât de curând. Așa cred. E în regulă. Mulțumim pentru intervenție și succes mai departe. Mai bine. Are toate cele bune. Da. Bun, oameni buni. O să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim, că mai avem o grămadă. Cred că ar trebui să ținem emisiunea până la 6 dimineața. Așa, dar avem multe de discutat. Mai avem foarte multe de discutat și analizat. Și chiar o să facem o analiză și pe golurile Rapidului. Unele sunt de-a dreptul formidabile. Sintetizează, cred că, perfect ceea ce s-a întâmplat în seara asta. Publicitate. Suntem din nou în direct aici la Fanatic Superliga, Andrei Vochin, Robert Niță, un Robert Niță fericit și un Cobra Ilie, un Adrian Ilie realist, da? Haideți să vedem ce a spus marea vedeta FCSB-ului, Florinel Coman și revenim. Bună seara, înfrângere pentru voi în această seară, într-un meci în care tu nu ai reușit foarte multe și a apărut că nici echipa nu reușește foarte multe. Ce s-a întâmplat în această seară? Un meci pierdut. Am luat un gol din fază fixă, am făcut la antrenament, am exersat fazele fixe, din păcate a venit acel gol. În a doua repriză am căzut total. Au fost mai buni decât noi. Felicitări, le-am strâns mâna la final. Atât. Urmează meciurile din play-off, începe un alt campionat. Consider că, nu știu, încercați să extrageți ce e pozitiv din dușul ăsta rece venit acum, când este încă sunt da. 1,5 puncte. Da, nu, este binevenit acest duș, trebuia să vină, mai ales înaintea play-off-ului, este perfect, este o lecție pe care trebuie să o învățăm. Suntem la mâna noastră, avem un avantaj de care cred eu că trebuie să ne folosim și cred că suntem băieți inteligenți și putem să ținem acest avantaj până la final. Dar nu e greu de digerat un duș tocmai în derby, acolo unde sunt și orgoliile mari? Spunea mai devreme Darius Solaru de faptul că n-ați avut motivație, că n-ați intrat atât de montați. Am intrat motivați, era derby. Am intrat motivați, nu. Nu ne-a ieșit nimic. Au fost și niște goluri, cum ați văzut și voi. Ți-am spus, este binevenită această înfrângere înaintea play-off-ului. Trebuie să ne trezim. A fost totul rost până acum. Așa că trebuie să vină și ceva să simți și tu puțin, că să revii cu picioarele pe pământ, pentru că
cred eu că luasem viteză. Vorbind strict de tine, de jocul tău, ai încercat și pe o bandă și pe cealaltă, bănesc că au fost reacțiuni tactice și la Bădescu și la Brown. Din păcate pentru tine, pentru voi, nu ai reușit să spargi defensiva lor. Am vorbit înainte de meci să încep 7-8 minute bandă dreaptă și după să revin pe poziția mea. Da, Brown e un jucător bun, un jucător care te lasă, tatonează, se duce până nu închide banda mai mult. Noi avem jocul nostru pe care îl știm cu toții și din păcate nu a mers astăzi. Vor urma încă două partide cu Rapid în play-off. S-au adunat și chiar nu e un obicei ăsta. De obicei, FCSB era echipa care învingea multe meciuri consecutiv pe Rapid. Acum este invers. Bănuiesc că și asta vă animă în următoarele două partide. Nu ne gândim la asta, pentru că ți-am spus, avem un avantaj considerabil de care putem ține. Atâta tot. Dar este normal, trebuie să câștigăm fiecare meci, nu să bat Rapidul și gata. Trebuie să batem toate meciurile din play-off, pentru că sunt 6 echipe care merită să fie aici, care au muncit, au arătat, așa că va fi un play-off frumos și un play-off greu. E un meci care lasă urme și deja patronul a ieșit și va critica destul de dur în acest sens. Bun, păi este normal. Ce pot să spun? Ți-am spus, noi avem meciurile acestea și cred că sunt sigur că vom face un play-off, dacă nu mai bun, la fel ca play-off-ul de anul trecut. Urmează șef și până atunci aveți timp să răspundeți în teren, nu? Bănuiesc tuturor criticilor care vin și nu răspundem la critici acum. Este normal, am pierdut meciul, se scrie, este normal să fim criticați. Asta este, când câștigăm, suntem cei mai buni, când pierdem, cei mai slabi. Este normal, nu s-a terminat lumea aici, nu se termină aici. Avem un avantaj, suntem echipa după primul loc. În seara asta, ok, este adevărat, am pierdut acest meci. N-am putut face mai mult, ne pare rău, dar cu siguranță, ți-am spus, suntem inteligenți să ținem avansul acesta până la final. Totuși un plus pentru absolut toată lumea în stadion, atmosfera a fost una chiar de derby adevărat. Da, cum am spus-o și înainte de meci. Aceste meciuri se joacă pe stadioane mari pentru că lumea vine și ne bucurăm de acest lucru. O seară bună. Mult. Salut. Da, declarația realistă a lui Florin Coman. Mie mi-a plăcut declarația lui Florin Coman, pe cuvânt. A venit perfect, dușul, perfect. Dar trebuie să vină dușul la meciul ăsta. A doua repriză trebuie să joci altfel fotbal. Dacă tot vrei să câștigi campionatul sau să te impui măcar cu echipa de pe locul 2. Da, bun. Acum știi cum e. E un accident, e o seară tristă. V-am zis, hai să vedem ce se întâmplă. Dacă se repetă, da, atunci într-adevăr e o problemă. Nu asta e valoarea. Deci avem, vineri avem Rapidul Rapid, Faru, Constanța, Giulești. Avem sâmbătă CFR cu Craiova. Iar și duminică avem FCSB cu Sepsi. Ai zis că vreau o fază. Da, vreau golul de din minutul 82. Ăla e golul totem al meciului? Da, mie mi se pare că golul ăla e analiza perfectă a ceea ce s-a întâmplat în seara asta. Avem 10-15 secunde cu o pasă la mijlocul, aproape de mijlocul terenului, în zone laterale. O să ne ajute colegii din regie. Uite-te și tu. Nu e... Hai să dăm de la început și să încercăm să punem un stop cadru când ajunge mingea în tușe la Funcșo. Să vedem unde e Funcșo, de unde pasează Rahmani și când, unde ajunge Rahmani. Uite, acum să facem. Faceți acum un stop cadru, vă rog, colegii. Dacă pot. Uite unde e Rahmani, trei jucători în fața lui, da? Uite unde ajunge Rahmani. Pe 16, uite cei trei jucători ai FCSB-ului, finalizează gol. Funcșo iese din lateral, 2 contra 1, inferioritate numerică. Pasă la Rahmani. Rahmani îi dă lui Funcșo pe poziție viitoare. Cei trei jucători, uite, aici, uite, de-i Rahmani, trei în față. Uite, perfect, uite. Funcșo pe poziție viitoare, Radunovici n-are viteză. Aici 2 contra 2, fundașii Stelei. Trei jucători în fața lui Rahmani. Aici. Deci asta e faza simbol. Asta e faza simbol. Asta sintetizează exact ceea ce s-a întâmplat în seara. Dați-i drumul, vă rog. Ia stai, stop și uite unde e Daua. Păi nu are ce să caute acolo, tocmai de au jucat între linii tot timpul și în spatele lor. Uite-l pe Daua. Dați drumul, vă rog frumos, mai departe și opriți când ajunge să finalizeze Rahmani. Uite-l întoarce pe Radunovici, stop aici. Uite unde este aici Daua, uite-l pe al doilea care este Pandele, al treilea nici nu mai este în cadru.
Era să uita cum finalizează, să duce un jucător aici la sacrificiu, să în alunecare, să blocheze. Asta e atitudinea care a făcut diferența din punctul meu de vedere în seara asta. Dorința de a continua, ok, era foarte greu, minutul 80, 3-0, dar 3-0 oricum sună mai bine decât 4-0. Indiferent Andrei, de ce echipă jucători, vorbim. Jucători foarte buni ai Rapidului, de foarte mare valoare, și Papeo, dar mai ales Rahmani, mai ales Krasnici, jucători de valoare clar net peste campionat? Da, clar este. Sunt peste media campionatului și vroiam să rețineți un nume, pentru că nu prea se vorbește despre așa ceva, însă campania de achiziție a Rapidului mi s-a părut foarte bine și numele acela este Daniel Sandu. Cel care se ocupă de șeful departamentului de scouting de la Rapid și ar trebui ascultat cu mai multă atenție sau invitat să vorbească de mai multe ori. Uh-huh. Da, jucători buni. Eu aici nu sunt de părere cu Robert că asta este faza reprezentativă a meciului, pentru că este o fază în minutul 82 la scorul de 3-0 când era o harababură pe teren, harababură pe care n-am regăsit-o în prima parte. Eu cred că FCSB are o mare problemă în momentul în care e condusă, pentru că FCSB în campionatul ăsta din 30 de meciuri, în 24 a condus și nu prea știe cum să reacționeze. Mai mult decât deci au fost 6 meciuri în care FCSB-ul a fost condus în acest campionat, una singură, într-o singură partidă a reușit să câștige, în două a făcut egal, treilea a pierdut. Și încă ceva care mi se pare foarte important. FCSB a pierdut în campionatul ăsta cu Rapid de două ori, cu Oțelul odată și cu UTA odată. Antrenorii acestor echipe sunt oameni cu părul alb, oameni, antrenori care nu sunt inventatori ai fotbalului. Sunt antrenori, apropo de Bergodi, de ce ziceai, de ce l-apreciez și eu pe Bergodi, pentru că el nu mai este la vârsta la care dorește să epateze, să inventeze. El face lucrurile absolut corect. Uh-huh. Așa cum a și explicat înainte de meci, aveau două piese cheie, Coman și Olaru, păi să vedem întâi cum le anihimăm pe acelea și până mai vedem mai departe. La Oțelul Galați, Dorin Ermunteanu. La UTA, Mircea Redi. Adică niște antrenori considerați old fashion de unii, mai ales de noua generație de antrenori. Demodați. Sunt antrenori din generația tânără de PlayStation, foarte mulți, care îngreunează fotbalul. De când acești domni îl simplifică. Bun, haideți să vorbim puțin și de arbitraj și nu putem să o facem decât cu specialistul numărul 1, cu Adrian Porumboiu. Bună seara, domnul Porumboiu. Bună seara, mai avem puțin și o să... Bună dimineața! Asta e, nu? Știți cum e? Să pună meciurile mai devreme, nu? Dar glumesc. Da, domnul Porumboiu, cum vi s-a părut prestația lui Hațegan și a întregii brigăzi? Un singur cuvânt, impecabil. Vă rog, detaliați-ne! Am văzut o brigadă care, cum să vă spun, cred că este de departe cea mai bună brigadă de arbitre din campionatul României și, mă rog, la nivel de FIFA, de UEFA, Hațegan este numărul 1 de departe și azi a făcut dovada unor calități de excepție, care e dovadă că n-a avut nici fel de problemă. E o fază care putem să discutăm despre ea. Da, haide să discutăm, să o vedem. O să rog regia să ne pună faza de minutul 27, acel duel dintre Rahmani și Daua, pe care după aceea l-a și văzut. Iată, o să vedem imediat. Faza asta este gol, o să vedem imediat faza. Deci faza de minutul 27. Vă rog! Faza respectivă denotă un singur lucru, că ceea ce foarte mult spune, un 11 metri îl dai când ești sigur și toată lumea vede că este 11 metri. Aici este o acțiune a atacantului. Într-adevăr, cotul stâng al apărătorului Daua se duce către lovește, dar cred că n-a fost intensitate. El este foarte aproape. Vede și se controlează. Nu știu, i-a spus Colțescu, nu i-a spus, dar merge să uite pe camera video și pe televizor. Vede ce vede și până la urmă și-a dat seama că decizia corectă este. Că nu este. La cal, părerile noastre, ne uitam la meci, au fost așa.
Adrian Ilie a spus că nu e penalti, eu am spus că nu e penalti, Andrei Vochin parcă tot la fel, nu? Că nu e penalti. Robert Niț a spus că este penalti, dar bun, după ce s-a uitat de mai multe ori, nu din se prima, poate da. Că se poate da, a zis Robert Niță. Dar v-am spus și părerea noastră, ca să zic așa majoritară, că ne uitam aici, toată trupa ne uitam la meci, a fost că în faza meciului, în dinamica meciului, nu? Că despre asta discutăm până la urmă, nu se dă penalti totuși. Că se poate da, e o formulă care e desfolosită și mulți arbitri o iau în considerare. Trebuie să fie, sigur, 100% penalti și mai ales când a mers și a revăzut faza și are imagine clare, una că a fost acolo la 2 metri și a văzut faza de aproape, dar totuși a avut, că spunea așa, bunul simț și a mers și s-a uitat pe monitor. Da, da. În momentul în care s-a uitat pe monitor... Îl lovește, evident că îl lovește că la un moment dat cu cotul, dar îl lovește din alergare, din inerția fazei. Singura cum spun, poziție care ar trebui luată în considerare la faza asta este că Dauan lovește mingea. Atunci ar putea să înclin. Dar eu nu pot să judec un arbitru care a arbitrat tot meciul perfect pentru o asemenea fază. Chiar dacă trebuie să discutăm, să mergem, să fim cât mai cum să spun așa, exigenți. Da. Pentru că nu numai Hațegan a fost foarte bun, ci și cei doi asistenți. Super, super. Amândoi fazele de offside au fost evidente, dar au fost sancționate la timp și n-a fost nevoie de alte intervenții, ca să spun să aștepți 2 ore să vezi ce linii se trag și cum se trag linii. Una peste alta, ca să spun așa, o imagine cum ar trebui să fie permanent arbitrajului românesc. Și eu, din punctul meu de vedere, nu pot spune altceva decât că îi fericit. Uitați, aici se întâmplă, împinge unul în altul și atacantul, el practic alunecă un pic, cade în... Domnul Porumboiu, haideți să vă spun ceva. Noi, în general, cum să spun, tocăm pe arbitri și de cele mai multe ori, din păcate, mai ales în ultima perioadă, pe bună dreptate. Eu vă spun doar un singur lucru, atâta vă spun. N-ai cum în dinamica asta, dar noi ne uităm de 100 de ori și nu suntem siguri dacă a fost sau nu a fost. Arbitru, vă dați seama, totul se petrece într-o infracțiune de secundă. Eu vorbesc strict fotbal, da? Eu văd faza și cum se duce și Daua. Eu nu-i văd nicio intenție lui Daua. Mi se pare un duel bărbătesc la care nu se acordă penalti. Asta este părerea mea. Horia, dacă era atât de clar că nu e penalti, nu-l chema la VAR. Dar eu spun părerea mea. Eu așa văd lucrurile. Adică e o alunecare cu valențe de stomatolog. Nu cred. Eu zic că exagerez. N-atingem ea, domnul. Eu nu-mi permit să-l contrazic pe teme de arbitraj pe domnul Porumboiu. Dar nu atinge mingea Daua niciun mod. După ce lovește mingea Rahmani, atinge mingea. Păi uite, duce el atinge mingea. Uite, brațul, uite unde vine, uite, acum, uite. Se duce în fandare pe piciorul stâng și dă... Nici eu nu dădeam penalti. Uitați, dacă analizăm mai atent, vedem că este o ținere care e reciprocă. Corect. Jucătorul atacant, uitați, cu piciorul stâng, el din alunecare cade și îl lovește pe apărător. Sărăcuțul de el mai e și lovit, dar el lovește la greu. Da. Ei, se mai întâmplă și lui, da. Și mi-a plăcut domnul Porumboiu de Hațegan, că a avut personalitate și n-a mai fost, nici nu știu cum să spun, nu, adică nu vreau să folosesc un cuvânt, am vrut să spun sclavul varului, dar sună urât. Că știți, mulți arbitri, când li se spune din var, sunt să trăiți, nu mai contează. Când li s-a spus din var, gata, au făcut precum var. Hațegan arată personalitate, analizează faza și el hotărăște că nu este penalti. Da? Păi, că a hotărât bine, că n-a hotărât bine, dar are personalitate. Să-i dau răspunsul. Cum? Să-i dau răspunsul, Niță. Să uite întâi la... Niță e rapidist, domn Porumboiu, ce n-ai? Nu contează că e rapidist. Nu. Da, nu. Contează acum. E obiectiv. Uitați, contează din ce mai mult. Nu e adevărat. Piciorul stâng al atacantului se duce, nu lovește, atinge mingea. Se duce puțin peste minge piciorul lui stâng, domn Porumboiu. Da, corect. Peste minge și e practic, nu mai poate să lovească mingea Daua. Uitați-mă. Da. Atunci se produce acea musculadă care este reciprocă, după părerea mea, iar cotul, într-adevăr,
Votul se duce către cădere, că din cădere nu e o intenție. Nu, și e din alergare se duce cu cotul. Uitați cum se lasă, el pandează pe piciorul stâng, dar ridică și cotul. Știu, dacă domnul Porumboiu zice, eu am zic spus și eu, nu doar domnul Porumboiu. Eu am spus, nu am spus că este penalti clar, am spus că se poate da. Nu ridică cotul ca să-l pună mai sus, genul să-l atingă. Că e un contact acolo, este normal, dar nu aș da penalti la o fază din asta. Andrei. Cred că ambele decizii au fost corecte, și cea de la VAR și de aici. Adică să-l chem la VAR de ce? Pentru de că ai niște elemente. Da, elemente ai și a fost perfect. Că fundașul nu atinge mingea, că e un duel, că se vede Andrei, o ținere. Așa trebuie să funcționeze relația VAR-central. Dar faptul că se duce Hațegan acolo și vede ce se întâmplă, spune ok, nu sunt aceste elemente, nu sunt suficiente pentru o lovitură de la 11 metri, lăsăm jocul. Bineînțeles, să continue. Bineînțeles, da, da. Mi se pare că este un model de colaborare și cred că asta, în seara asta a fost în sfârșit un model de colaborare după atâtea modele de de haiducii. Și un model de arbitraj, cartonașele, ca să înțeleagă și jucătorii că e bine să dau exemplu ăsta, dacă l-ați văzut pe șut, că, mă rog, a simulat, iar el face gestul cu mâna că n-a simulat, păi nu contează gestul care îl faci, contează acțiunea care ai făcut-o că ai simulat. Ca să nu primești. Îl vedeți că dă din mână că noi că n-a simulat. Da, nu contează. Contează gestul care l-ai făcut că ai simulat. Deci arbitraj de manual în seara da, asta. Nu, impecabil și o notă tot la fel de mare pentru asistenți care au fost fără greșeală. Atenți la tot ce s-a întâmplat și mai ales a asigurat cursivitatea jocului, dar n-a intervenit când nu trebuia. Ceea ce trebuie la un arbitru de clasă. Gigi mai pregătește șampania? Poftim? Domnul Becali mai pregătește șampania? Păi da, cred că Alex, să găsești șampanie și să o pregătești. O fac francezii. Au înțeles. N-au arătat a campionezi. Au jucat, nu. Sincer, diferență, dacă e numărul de jucători valoroși de la Rapid, comparativ cu ce au jucat astăzi, e distanță mare, nefavorabil Rapidul, ca jucători de, mă rog, cu personalitate, au pasat, au avut acțiuni, dincolo nu știu, jucători care aveau valoare, dar astăzi n-au arătat. Mulțumesc mult, domnul Porumboiu. Vă mulțumesc pentru... Am să transmit felicitările dumneavoastră domnului Vasaras, domnul Porumboiu. Nu, Vasaras și din partea mea. Și din partea mea. Mulțumesc, domnul Porumboiu. A fost Adrian Porumboiu. N-au fost mari probleme. Hai să vedem ce a spus capitanul FCSB-ului Olaru și revenim. Bună seara, Darius. Înfrângere pentru voi în derby. Ce s-a întâmplat astăzi cu FCSB-ul? De ce credeți voi că nu ați reușit să faceți mai mult în acest Bună seara. Match? Da, am făcut o partidă cea mai proastă, cred, din acest sezon. Din păcate, când pierdem, nu știm nici să pierdem. Adică, dacă pierdeam 1-2-0, dar diferența a fost foarte mare și asta ne doare, dar n-avem timp să ne plângem, trebuie să ne ridicăm. Încep un nou campionat. Din fericire pentru noi am pierdut doar un punct jumate în această seară. De acum începem treaba și jucăm pe 3 puncte. Sigur că e la cald acum, dar care ar fi explicațiile voastre? Adică terenul pe care jucați, de obicei, multe premise. Da, nu știu, au fost mai buni din toate punctele de vedere și au meritat victoria. Cu ce crezi tu că a surprins Rapidul în această seară? V-a surprins cu ceva? A apărut așa că nu merge absolut nimic? Nu știu, cred că problema a fost la noi. Nu am fost montați, nu am arătat agresivitate, nu am arătat nimic. Am arătat foarte rău. Fără agresivitate în derby? Se poate? Pare că s-a putut în această seară. Pe tine te-am văzut încercând să dai tonul la un moment dat, mai ales în prima repriză. Eu știu, toate declarațiile acestea super încrezătoare, v-au făcut și pe voi să credeți că sunteți deja campioni? Nu ne-am gândit la asta. Știam că că sunt multe etape în continuare și vor fi meciuri și era clar că în play-off se va juca campionatul.
Este o înfrângere care lasă urme? E genul acela de înfrângere care lasă urme? Din acest punct de vedere, bine că a venit acum. Cum am spus, am pierdut un punct jumate, bine că a venit acum și trebuie să ne trezim, să arătăm o altă față, fața dinainte de acest meci. Inutil să te întreb, campionatul se joacă, nu? Și după acest rezultat. Clar, și dacă câștigam și dacă era egal, tot se juca în continuare. Vă temeți și de o reacție așa ciudată a patronului, pentru că știm că e destul de critic atunci când nu merg lucrurile la echipă. Are tot dreptul să o facă după acest meci. Cum am spus, problema în această seară a fost la noi și trebuie să ne schimbăm cu toții. Spuneai tu de lipsa de atitudine, de lipsa de agresivitate. Nici măcar tribuna nu a putut să vă împingă, să vă dea acea motivație? Da, din păcate, în prima repriză am luat acel gol din fază fixă. Cred că acel gol a făcut diferența, pentru că am avut și noi niște situații. Am avut și noi câteva faze fixe pe care le-am bătut bine, dar asta a fost. Nu ne-a intrat, le-a intrat lor aproape fiecare ocazie și de aici și diferența aceasta mare de scor. Ați avut și voi o galerie foarte numeroasă, chiar a fost atmosferă de derby. Ai simțit ca într-un... Da, din păcate n-am putut să facem mai mult. Ei au fost lângă noi și sunt în continuare și știm că pe viitor o să-i facem mândri. Mulțumim! Da! Am revenit, suntem pe final, concluzii după o seară de vis pentru rapidiști, o seară de coșmar. O să încep cu tine, Andrei. O seară de coșmar, evident, pentru FCSB. Vestea proastă pentru Rapid că s-au împărțit numai 3 puncte la meciul ăsta, da, care s-au să și înjumătățesc. Vestea bună pentru Rapid este că au arătat ca o echipă europeană în seara asta, o echipă care n-a dat nimic, nicio șansă adversarului în seara asta și pare că nu mai este întâmplare. Cred că Rapid a descoperit pinul FCSB-ului, pentru că de 3 meciuri, da, FCSB-ul nu mișcă și stai și le dă și multe goluri, nu doar așa. Acum o să înceapă play-off-ul. Cred că Rapid are meciul foarte devreme, vineri, și din acest motiv cred că domnul Bergodi știe ce trebuie să facă, să se aducă cu piciorul pe pământ, cum s-a exprimat dumnealui, pentru că exact de lucrul ăsta are nevoie Rapid. Rapid este acel loc frumos, minunat, în care atunci când lucrurile merg foarte bine, se întâmplă ceva și nu mai merg atât de bine. Robert. O victorie meritată, o victorie de moral. O victorie mare. O victorie mare, o victorie care va lăsa urme și în perspectiva următoarelor 2 meciuri din play-off. Dar trebuie să ținem cont că, ok, Rapidul are merite, dar nu asta este fața FCSB-ului. Adi. Felicitări celor de la Rapid, au făcut un meci foarte bun în seara asta și o atenție pentru FCSB. Dacă joacă așa, cu atitudinea asta, nu contează cu ce echipă, nu o să câștige campionatul în acest an. Da, mulțumim oameni buni, mulțumim și echipe care ne-a ajutat, tuturor colegilor noștri din regie, din studio, băieților care ne-au ajutat și băieților de la Fanatic. Ne oprim aici, ne revedem cu Fanatic Superliga mâine, imediat după ce se termină marele meci din Anglia, super derbiul dintre Liverpool și Manchester City, cu o oră înainte de o altă partidă foarte interesantă, meciul dintre FCU Craiova și Universitatea Craiova, meciul din Bănie, care va fi mâine de la ora 20:45. Deci imediat când se termină Liverpool cu City, intrăm cu emisiunea. Vă dați seama că o să abordăm în mod sigur și ce s-a întâmplat în uriașa partidă, partida așteptată cu sufletul la gură de absolut toată lumea în Premier League și probabil de jumătate de planetă. Sunt Horia Ivanovici, asta a fost prima ediție de Fanatic Superliga. Mâine dimineață, nu uitați, de la 10:30 avem iarăși Fanatic Superliga, însă doar pe site-ul fanatic.ro. O seară minunată tuturor, rămâneți pe programele Prima Sport și să dea Dumnezeu de acum încolo să avem numai meciuri din astea cum am avut în această seară. Vine play-off-ul și sunt convins că vor fi partide fantastice și o să aveți la ce să vă uitați, pentru că, slavă Domnului, emisiunea o să vă tot pregătim.